Să deschidem Scriptura în Evanghelia lui Ioan, la capitolul 12, și împreună, cu respect și cu luarea minte, ascultăm acest cuvânt, începând cu versetul 12, până la versetul 36 inclusiv. A doua zi, o gloată mare care venise la praznic, cum a auzit că vine Iisus în Ierusalim, a luat ramuri de finic și i-a ieșit în întâmpinare strigând: Osana, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, împăratul lui Israel. Iisus a găsit un măgăruș și a încălecat pe el, după cum este scris: Nu te teme, fiica Sionului, iată că împăratul tău vine călare pe mânzul unei măgărițe. Ucenicii lui n-au înțeles aceste lucruri de la început, dar, după ce a fost proslăvit Iisus, și-au adus aminte că aceste lucruri erau scrise despre el și că ei le împliniseră cu privire la el. Toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus, când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Și norodul i-a ieșit în întâmpinare, pentru că aflase că făcuse semnul acesta. Fariseii au zis deci între ei: Vedeți că nu câștigați nimic, iată că lumea se duce după el. Niște greci dintre cei ce se suiseră să se închine la praznic s-au apropiat de Filip, care era din Betsaida Galilei, l-au rugat și au zis: Domnule, am vrea să vedem pe Iisus. Filip s-a dus și a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip au spus lui Iisus. Drept răspuns, Iisus le-a zis: A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce mult rod. Cine își iubește viața o va pierde și cine își urăște viața în lumea aceasta o va păstra pentru viața veșnică. Dacă îmi slujește cineva să mă urmeze și unde sunt eu, acolo va fi și slujitorul meu. Dacă îmi slujește cineva, Tatăl îl va cinsti. Acum, sufletul meu este tulburat. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă din ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit, până la ceasul acesta. Tată, proslăvește numele tău. Și din cer s-a auzit un glas care zicea: L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. Amin. Norodul care stătea acolo și care auzise glasul a zis că a fost un tunet. Alții ziceau: Un înger a vorbit cu el. Iisus a răspuns: Nu pentru mine s-a auzit glasul acesta, ci pentru voi. Acum are loc judecata lumii acesteia, acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Vorbind astfel, arăta cu ce moarte avea să moară. Norodul i-a răspuns: Noi am auzit din lege că Hristosul rămâne în veac. Cum dar zici tu că Fiul omului trebuie să fie înălțat? Cine este acest Fiul al omului? Iisus le-a zis: Lumina mai este puțină vreme în mijlocul vostru. Umblați ca unii care aveți lumina, ca să nu vă cuprindă întunericul. Cine umblă în întuneric nu știe unde merge. Câte vreme aveți lumina printre voi, credeți în lumină, ca să fiți fii ai luminii. Iisus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat și s-a ascuns de ei. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, vă rog să vă reocupați locurile. Îmi exprim sincer bucuria de a ajunge în mijlocul dumneavoastră. Am ajuns oarecum circumstanțial, providențial aici, în localitate și implicit la biserică, pentru că mâine dimineață, cu îngăduința lui Dumnezeu, va trebui să decolăm spre București, de pe aeroportul din această localitate. Pentru câteva zile am participat la un forum media cu mai mulți
lideri de media din mai multe țări, din Statele Unite și din Europa, care a avut loc la Valencia și în fiecare zi am slujit seara în biserica din Valencia și iarăși dimineață prin Harul lui Dumnezeu. Și iată că motivul acesta mă determină să ajung aici, acum, la dumneavoastră. Am auzit despre biserica dumneavoastră și iată că Dumnezeu îmi acordă acest privilegiu de a vă vedea. Am încercat să dau așa cu privirea, să văd dacă cunosc pe cineva. Am cunoscut doar câteva chipuri, dar ce bine este că în Hristos ne cunoaștem ca frați și surori și ca moștenitori ai împărăției viitoare. Și ori de câte ori merg, fie în Europa, fie în Statele Unite, fie în Australia sau în alte locuri, mă bucur să-i văd pe frați și oarecum să anticipăm bucuria pe care o vom avea pentru toată veșnicia. Nu-i așa? Mulțumesc pentru sprijinul în rugăciune pe care l-ați acordat familiei noastre și mie în mod special atunci când Dumnezeu a rânduit și îngăduit să trec prin încercarea prin care am trecut și Dumnezeu să se proslăvească prin viața și slujirea mea și de aici încolo, dacă El mi-a mai dat încă și viață și sănătate. Așa cum spunea și fratele, într-adăvăr slujesc la Suceava de mulți ani. Stația noastră a împlinit anul trecut 30 de ani de existență și activitate, fiind prima stație de radio creștin evanghelică din țară și având și cea mai mare echipă care ne străduim să slujim acolo în fiecare zi. De jumătate de an, frații de la nivel național m-au rugat să preiau și responsabilitatea coordonării tuturor stațiilor Radio Vocea Evangheliei. Au fost 10 la număr, de câteva luni sunt 11, fiind anexat și Radio Unison Zalău, devenind Radio Vocea Evangheliei Zalău. Și în viitorul apropiat, prin voia lui Dumnezeu, vom participa în vederea obținerii a mai multor licențe. Chiar dacă îmi voi ciunți puțin din mesajul meu, aș vrea să menționez câteva localități pentru care vă îndemn acasă să pledați înaintea Domnului, pentru că lupta este una acerbă. De 15 ani, Radio Vocea Evangheliei nu a mai primit o licență pe bază de concurs, doar am preluat la Moldova Nouă și acum recent la Zalău, stații deja existente, convertindu-le în stații Radio Vocea Evangheliei. Mâine voi avea o discuție foarte importantă la București, chiar după ce aterizez, dacă așa va îngădui Dumnezeu, și concursul va fi undeva probabil în luna iunie. Pentru următoarele localități, probabil vor fi chiar mai multe. Voi porni din zona de vest, pentru că majoritatea celor care sunteți aici sunteți de acolo. Baia Mare, Arad, Deva, Alba Iulia, Orăștie, Hațeg, Caransebeș, Câmpul Lung Muscel, Ploiești, Târgoviște, Focșani, Vaslui, Onești, Piatra Neamț, Dorohoi. E un număr foarte mare de stații, de frecvență, pentru care dorim să înființăm stații Radio Vocea Evangheliei. Dar cred că Dumnezeu va merge înaintea noastră și El să-și facă lucrarea Lui. Este un moment istoric și ne rugăm ca Dumnezeu să dea biruință. Eu sunt un simplu om cu limitări, dar Dumnezeul nostru este mare, atotputernic, bogat și înțelept. Și știe El cum să lucreze cel mai bine. Eu doar îmi voi face partea și vă invit în acest parteneriat, măcar în rugăciune, pentru a putea să izbândim în sensul acesta, în vederea răspândirii Evangheliei într-o manieră complementară decât cea pe care o facem prin intermediul misiunilor,
prin intermediul bisericii sau altor activități. Acum, în timpul care îl am la dispoziție, într-o manieră succintă, telegrafică, aș vrea să vă vorbesc dincolo de latura aceasta narrativă a evenimentului intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, să vă vorbesc din cuvintele rostite de Domnul Iisus Hristos cu această ocazie. Ioan se diferențiază în mod evident de evangheliștii sinoptici care au o abordare similară și Ioan consemnează cuvintele Domnului Iisus Hristos rostite în acea zi. Cuvinte care nu se regăsesc în celelalte evanghelii. Și el face referire la evenimentul care avea să se consume în curând, și anume la moartea sa. Iisus vorbește despre propria moarte. Un tânăr de 33 de ani vorbește despre moartea sa, despre valențele acestei morți și despre implicațiile ei. Dacă fratele a vorbit adineauri cuvinte atât de necesare în ceea ce privește modul în care trebuie să relaționăm și să ne acceptăm unii pe alții, eu astăzi aș vrea ca pe baza acestor cuvinte pe care le-am citit din Evanghelie să vă vorbesc despre relația noastră cu Dumnezeu prin Hristos. Relație care este evident extrem de importantă și oarecum prioritară relațiilor interumane. Pentru că de relația noastră cu Dumnezeu depinde modul în care relaționăm unii cu alții. Sunt patru lucruri pe care vreau să vi le împărtășesc privitoare la moartea lui Hristos. În primul și în primul rând, moartea Domnului Iisus Hristos a fost o împlinire a planului pretemporal divin. Uitați ce spunea Domnul Iisus Hristos. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. Și ce voi zice? Tată, izbăvește-mă de ceasul acesta? Dar tocmai pentru aceasta am venit până la ceasul acesta. Așa cum spunea Petru într-una din scrisorile sale, Domnul Iisus Hristos a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, dar a venit în lume la un anumit moment istoric, cum spunea Apostolul Pavel în Galateni 4:4, la împlinirea vremii. Și a venit într-o calitate specială. A sosit ceasul să fie proslăvit Fiul omului. El dintotdeauna a fost Dumnezeu, dar n-a fost om dintotdeauna. El a devenit și om totodată. Și astfel, Domnul Iisus Hristos s-a echipat cu un trup uman. Din ce rațiune? Simplu. Dumnezeu nu putea muri. Și pentru ca cineva să realizeze răscumpărarea umanității, trebuia să moară o ființă perfectă, dar care să fie umană. Și nu se găsea nimeni pe pământ. Pentru că toți oamenii moșteneau de la protopărinții lor o natură depravată, care se reflecta evident în acțiuni păcătoase. Și atunci Dumnezeu a trimis un al doilea Adam, sau un ultim Adam, în persoana Fiului Său. Și ca să poată muri, Dumnezeu și-a asumat o natură umană. Avem de-a face cu cea mai complexă ființă din univers. O ființă compusă. Noi toți avem doar o natură umană. Dumnezeu Tatăl este doar Dumnezeu. Dumnezeu Duhul Sfânt este Dumnezeu. Atât. Dar din Trinitate, din Divinitate, una dintre persoane și-a asumat umanitate. Și acesta este Iisus Hristos. Cu ce scop?
cu scopul de a se oferi ca jertfă înlocuitoare, ispășitoare, în contul nostru. Când intră în lume, el spune, tu n-ai voit nici jertfă, nici prinos, ci mi-ai pregătit un trup. Atunci am zis, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. El n-a venit să facă voia sa proprie, ci a venit să împlinească un plan divin. A existat un plan. De aceea spune Petru în ziua cincizecimii, după sfatul și după planul hotărât mai dinainte, Domnul Iisus Hristos a murit. N-a fost o chestiune care a fost accidentală. Domnul Iisus a privit la moartea sa ca la un punct culminant al slujirii sale. Noi oamenii nu putem privi așa la moartea noastră. Și de ce? Pentru că pentru noi apogeul vieții, când poate fi? Nu știu, dați exemple. Poate când ne căsătorim, să zicem. Când ni se naște primul copil sau primul nepot. Când, eu știu, absolvim o școală, ajungem într-o anumită poziție socială sau profesională, în fine, putem găsi noi anumite deziderate spre care ne îndreptăm și spunem, gata, am ajuns în vârf. Da, în general, pentru noi moartea este văzută ca o pierdere. Dar Domnul Iisus Hristos a privit la moarte ca la o realizare. El, dacă nu murea, era ratată misiunea sa. Și Domnul Iisus Hristos a acționat radical diferit de cum acționăm noi. Noi toți ne naștem ca să trăim. El nu doar că s-a născut, el s-a întrupat ca să moară. Și a făcut lucrul acesta într-un mod benevol și conștient. O vreme scurtă, după ce m-am căsătorit, înainte ca să fiu cooptat în lucrarea de radio, am lucrat ca electrician la o fabrică de conserve din orașul nostru. Și, știți, conservele se fac din carne, nu? Și acolo era și un abator. Erau aduse animale, vite și altele, care să fie sacrificate. Și de câteva ori a trebuit să trec prin zona respectivă, pentru că eram în zona aceasta de administrație. Și am văzut acolo, erau niște bărbați bine făcuți, numai pachete de mușchi, așa, și trăgeau animalele respective spre a fi sacrificate. Era scene terifiante și neplăcute. Și Biblia spune, mi-am amintit atunci, legați cu funii vita pentru jertfă și trageți-o la coarnele altarului. Domnul Iisus Hristos s-a dus la altarul crucii de bunăvoie, conștientizând că este un plan divin și el și-a subordonat voia voii Tatălui din ceruri, desăvârșind planul, împlinind, materializând planul pe care divinitatea l-a elaborat pretemporal. A fost climaxul slujirii sale. De fapt, dacă el n-ar fi murit, am fi avut în el doar un celebru învățător, un deosebit vindecător, tocmai făcuse o înviere din morți, Lazar. Toți oamenii erau entuziasmați, toți îl ovaționau, își dădeau hainele bune de sărbătoare jos și le puneau sub copitele măgarului pe care îl călărea. Era bucurie, împăratul, și el pe fondul acesta are un moment de tulburare și spune, de fapt, voi nu știți ce urmează. Nu așa se ajunge la împărăție, pentru că înainte de slavă este necesar sacrificiul. Și el, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Și noi, ca să avem un mântuitor, Iisus a acceptat de bună voie
planul acela. Eternitatea trecută a dictat acest moment, această oră astrală, acest ceas în care Iisus avea să-și dea viața. Și spun corect, avea să-și dea viața, pentru că tot în această Evanghelie El spune: am putere să-mi dau viața și am putere să o iau iarăși. Nimeni nu mi-o ia cu silă. Oarecum enfatic Pilat îi spune în săptămâna mare: nu știi că am putere să te răstignesc și că am putere să-ți dau drumul? La care Domnul Iisus Hristos se uită la el oarecum compătimitor și spune: nu ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi fost dată de sus. Realitatea era că Domnul Iisus Hristos, așa cum i-a spus și lui Petru când i-a tăiat urechea lui Malhu, robul marelui preot, i-a spus: la urma urmei am la dispoziție 12 legiuni de îngeri. Adică tu crezi că eu am nevoie de ajutorul tău? Un singur înger într-o singură noapte a exterminat 185.000 de oameni, adică dublul populației orașului în care eu locuiesc. Ce erau câțiva soldăței romani? Amintiți-vă că tot în această Evanghelie, atunci când au venit împreună cu Iuda, ceata aceea să-l prindă, când a zis: eu sunt, au căzut cu toții la pământ. Iisus avea suficientă putere să acționeze de unul singur, pentru că era și Dumnezeu totodată. Dar El a acționat în conformitate cu acel plan, pentru ca noi să fim mântuiți. De aceea, El nu a acceptat izbăvirea de acest ceas și de acest pahar, ci a trebuit să îl consume, să-l bea paharul acesta. Și l-a băut în contul nostru. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, vedeți, se spunea dineaori că plata păcatului este moartea. Noi toți trebuia să fi suferit pedeapsa eternă, iazul de foc sau moartea a doua. Dar Domnul Iisus Hristos, om și Dumnezeu totodată, dar o ființă pură, imaculată, pentru că El în structura sa n-a avut păcat. El a venit într-o fire asemănătoare cu a păcatului, cum spune Apostolul Pavel în Romani 8:3. El nu a moștenit de la mama lui o natură păcătoasă. Sfântul care se va naște din tine, spunea. Și Daniel îl vede din vechime ca fiind Sfântul Sfinților, adică o ființă perfectă, care în structura sa, ca persoană, nu avea păcat. Nici n-a săvârșit ulterior păcate. A fost mielul fără cusur, care a putut să se dea lui Dumnezeu ca jertfă, unica ființă care putea să realizeze sacrificiul. Toate celelalte jertfe din Vechiul Testament, de un mileniu și jumătate, n-au fost decât prototipice. Ele au anticipat doar adevărata jertfă. Și când a venit Hristos, mielul s-a dat pentru noi toți și a realizat expierea, ispășirea păcatelor noastre. Și practic, fără vărsare de sânge, cum spune autorul epistolei adresate evreilor, nu există iertare. În momentul în care a curs sângele neprihănit al lui Hristos, care a fost stropit în cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este din zidirea noastră, s-a realizat în mod potențial iertarea pentru întreaga umanitate. Ceea ce trebuie să facem noi este ca prin credință individuală să accesăm această rezervă binecuvântată, care este extrem de scumpă, dar pentru noi este gratuită. În urmă cu mai mulți ani, construiam o casă și din dorința să avem pentru copiii care erau mai mici atunci, să ne mutăm de la apartament la o casă. Și nu aveam bani, m-am apucat de lucru în urma unui mesaj profetic. Și
Domnul mi-a spus că se va termina casa când nici nu o să știu. Repede, adică. Știu că turnam beton peste o placă, adică placa de la o... betonul de la o placă, peste parter. Da? Și a venit betoniera, se vărsa betonul, era gata operațiunea, am băgat mâna în portofel, mă scotoceam de bani să plătesc, se uită zâmbind la mine șoferul și îmi spune: domnule, nu trebuie să plătești. Totul a fost deja plătit. Ei bine, lucrul acesta a fost valabil pentru un amărât de beton, dar pentru păcatele noastre totul a fost deja plătit. Nu trebuie să mai plătim noi. Noi trebuie să luăm doar prin credință această iertare, această achitare. Toate păcatele noastre au fost așezate peste o persoană neprihănită. Păcatul nostru i-a fost imputat lui Hristos și ulterior, datorită credinței individuale, toată neprihănirea lui Hristos ne este transferată nouă. Și din punctul acesta de vedere, noi suntem uniformi. Când plecăm în viața de credință, nu plecăm inegali. Toată neprihănirea lui Hristos ne este infuzată nouă. Nici mai mult, nici mai puțin. Așa cum într-o familie toți copiii sunt copii, așa cum într-o școală toți elevii sunt elevi, indiferent de anul de școlarizare, la fel, noi toți, prin jertfa lui Hristos, suntem socotiți neprihăniți, considerați, achitați. Printr-o singură jertfă, El a făcut desăvârșiți pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți. Iată ce minunat plan în Hristos. Am spus doar primul punct și acesta oarecum comprimat. Haideți să mergem la un al doilea. Moartea lui Hristos, o împlinire. Apoi, moartea lui Hristos ca însămânțare. Adevărat, adevărat vă spun că dacă grăuntele de grâu care a căzut pe pământ nu moare, rămâne singur. Dar dacă moare, aduce multă roadă. Această sintagmă, adevărat, adevărat vă spun, este folosită adeseori, avertizând oarecum că urmează o afirmație foarte importantă, solemnă. Și s-a referit Domnul Iisus Hristos la sine ca la un bob de grâu care trebuia să moară. Trebuia să moară. S-au descoperit, știți și dumneavoastră, vase de foarte mult timp conservate bine în anumite zone uscate. Acele boabe, acele semințe au rămas în acele vase fără să fie productive. Dar în momentul în care au fost puse în pământ, au dat rod. Pentru că au început să moară și lucrul acesta a generat un rezultat. Domnul Iisus Hristos vrea să spună despre sine: eu trebuie să mor ca să produc rezultate. Și asta a făcut. De aceea, rolul morții lui Hristos a fost acesta de a produce o sămânță de urmași, cum scria profetul Isaia. De aceea noi suntem rodul muncii sufletului lui, fiecare dintre noi, fiecare. Dacă suntem aici albiți prin sângele lui Hristos, suntem rodul morții sale, slăvit să fie numele Lui. Moartea Domnului Iisus Hristos a adus cel mai mare rezultat numeric sau cantitativ. O sămânță oarecare, așa cum spunea Mântuitorul într-una dintre pildele sale, ar putea să dea 100, 60 sau 30 de alte boabe, de alte semințe. Dar cât rod a dat Iisus? Numai aici suntem, bănuiesc, câteva sute. Gândiți-vă în generații la rând câți credincioși au fost. Numai cât sunt în Spania, cât sunt în toată lumea acum. Doamne, ce randamentală sămânță! El este sămânța cu majusculă pe care o prezintă Apostolul Pavel în Galateni. Nu semințele, ci sămânța cu majusculă.
Iar rezultatul acestei unice semințe este binecuvântarea tuturor națiunilor, adică, așa cum se spunea în vechime, precum stelele cerului, precum boabele de nisip, de nenumărat. Noi astăzi suntem parte din rezultatul morții lui Hristos. Moartea ca însămânțare. Și apropo, aici așa un mic comentariu. O sămânță care se naște dintr-o altă sămânță seamănă cu sămânța care a murit. Noi ne asemănăm cu Hristos. Și noi, acum, avem în structura noastră ceva din Hristos. Ne-am făcut părtași firii dumnezeiești, cum spunea Petru, după ce am fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Iar noi suntem niște mici hristoși care răspândim mireasma de care vorbea fratele. Noi îl oglindim pe Hristos în această lume. Noi suntem porecliți creștini după numele lui Hristos. Suntem unși, că asta înseamnă Hristos sau Mesia. Suntem unși de Dumnezeu. Suntem speciali. Este extraordinar. Iată că Hristos a lucrat în viața noastră și prin moartea sa, El nu doar că a rezolvat penalitatea păcatelor noastre, ci în moartea sa pe cruce a luat omul nostru cel vechi și l-a răstignit, pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea lui. El nu a rezolvat doar problema pedepsei pentru păcate individuale ca acțiuni, ci a dorit să rezolve esența, principiul păcatului din noi. Mă gândesc că sunt aici multe gospodine, nu? Doamne care își doresc în apartamente, în locuințele pe care le dețineți, să păstrați curățenia. Și oricâtă curățenie ai dori să faci, la un moment dat zărești undeva într-un colț o pânză de păianjă. Ce modalitate ai să rezolvi? Iei un obiect oarecare, mai lung, să ajungi în colțul respectiv și îndepărtezi pânza. Vreau să vă spun un lucru. Nu peste multă vreme, o altă pânză va fi acolo. Știți de ce? Pentru că există un fabricant în zonă care produce mereu pânze. Care ar fi remediul cel mai bun? Să prinzi producătorul. Ei, Hristos nu s-a mulțumit să rezolve problema acțiunilor noastre rele, ci El a vrut să lovească tocmai în ceea ce furniza păcate, firea noastră pământească. Și pe cruce a luat firea aceasta pământească împreună cu El. Da? Și spune Scriptura, am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Cei ce sunt al lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. De ce noi nu mai practicăm păcatul? De ce? Pentru că noi am fost botezați în Hristos în moartea Lui. Și moartea lui Hristos este o separare între noi și lume, între noi și păcat. De aceea noi nu mai facem păcatul, nu-l mai practicăm. Dacă o facem, o facem în detrimentul nostru. Merg la un alt adevăr, moartea ca înălțare. Și după ce voi fi înălțat de pe pământ, voi atrage la mine pe toți oamenii. Domnul Iisus Hristos nu făcea referire aici la înălțarea sa la cer, care avea să urmeze cândva, după înviere, ci se referea la modul în care avea să moară. Și cred că cunoaștem acel verset care spune, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, tot așa trebuie să fie înălțat și Fiul omului. El a spus cuvintele acestea referindu-se la faptul că va atrage din poziția aceasta pe toți oamenii fără discriminare, inclusiv pe acei greci care au întrebat despre Iisus. Și iată că în poporul lui Dumnezeu nu sunt doar evrei. Săracii farisei erau nemulțumiți că Iisus atrăgea lumea după El. Dar El nu a atras doar evrei. El a atras din întreaga lume, fără nicio discriminare. Și El și-a deschis brațele pe cruce între cer și pământ, ca să arate că ne primește pe toți. Binecuvântat să fie numele Lui. Și un ultim adevăr pe care îl spun,
Moartea Domnului Iisus Hristos este văzută aici ca o învingere a inamicului numărul 1 din univers. Acum are loc judecata lumii acesteia. Acum stăpânitorul lumii acesteia va fi aruncat afară. Se referea la faptul că diavolul, numit aici stăpânitorul lumii acesteia, nu va mai avea acces în acele întruniri ale fiilor lui Dumnezeu, cum știți din cartea lui Iov, și că din momentul respectiv începe practic derularea finalului lui Satan. El știe că mai are puțină vreme. El, prin moarte, a fost înfrânt. Așa cum spune autorul epistolei adresate evreilor, el însuși a fost părtaș sângelui și cărnii, pentru ca prin moarte ce să facă? Să nimicească pe cel ce are puterea morții, adică pe diavolul. Pavel spunea că Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de ocară înaintea lumii, după ce a ieșit biruitor asupra lor prin cruce. Știți când s-a dat cea mai mare bătălie de pe pământul acesta? Pe cruce. Acela a fost terenul de luptă, când Iisus, murind, l-a învins în mod ireversibil pe Satan. Pentru că, din momentul respectiv, soarta lui a fost pecetluită. Urmează ca Satan să fie aruncat în iazul de foc. Și când moartea va muri, fiind aruncată și ea în locuința morților, se va termina cu toți vrăjmașii lui Iisus. Iată de ce a fost important să moară Domnul Iisus Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. Ne bucurăm de efectele acestei morți, prin faptul că El a dus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Ce viitor glorios avem prin El! Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.